dintre primele întrebări pe care le-am avut a fost cea dacă considerăm cumva că această experiență va trebui permanentizată și învățământul ar trebui să se transforme într-un învățământ online. Îmi exprim un punct de vedere personal și cred că putem să discutăm aici pro și contra, dacă este cazul. Deși recunosc, sunt un adept al tehnicilor educaționale moderne în educație și al utilizării de online. Mulți știu că am fost poate la originea faptului că universitatea noastră este prima universitate tehnică care are niște specializări în regim de învățământ la distanță. Totuși, nu cred că învățământul tradițional va muri, să zicem, în ghilimele. Cred însă că învățământul tradițional trebuie să se transforme într-un învățământ bazat pe așa zisul blended learning, pe un învățământ de tip mix, în care sesiunile face-to-face să fie intercalate cu furnizarea de informații și de resurse educaționale online, utilizând tehnologiile noi, de utilizarea unei comunicări mult mai interse și mult mai directe cu studenții decât ceea ce avem acum. Trebuie să recunoaștem că există și o presiune din partea angajatorilor până la urmă, pentru că nu întâmplător noi la nivel de master am introdus chiar prin regulament că obligatoriu le acordăm suport online. Chiar dacă legislația românească la nivel de master nu prevede nimic legat de învățământ la distanță sau alte metode flexibile, ci doar metodele tradiționale. Dar știm cu toții că, de fapt, cei de la master lucrează full-time și suntem într-o situație controversată în care putem să ne prefacem că nu știu că ei lucrează, să facem compromisuri și să-și termine cumva studiile, sau putem să facem o variantă mixtă în care să ne asigurăm că totuși ei au acces și fac niște proiecte, fac niște activități prin care nu ne e nouă rușine până la urmă să zicem că au încheiat activitatea. Deci cred cu putere în blended learning și cred cu putere în faptul că resursele educaționale deschise sunt cele care trebuie să crească foarte mult ca utilizare în România și asta vor duce până la urmă la o schimbare de paradigmă și de calitate în învățământ. Pentru că pe măsură ce cadrele didactice încep să utilizeze resurse deschise, să dea studenților teme prin care la rândul lor să creeze alte resurse educaționale, ajunge și transformarea studentului din simplu participant la actul educațional, sunt deja destul de obosit, într-un co-creator de cunoștință. Și abia atunci găsim saltul calitativ în care probabil că și el va găsi un pic mai multă, să zicem, recunoaștere și mai multă bucurie în ceea ce face și noi, la rândul nostru, ca și cadre didactice.